În studiile de tarot, cartea numărul 14, pardon, temperanța, 14, m-am rămas la 13, 14 înseamnă cartea sau arcana alchimiștilor, pentru că amestecă cele două fluide, creând un vortex, că așa este reprezentată cartea, ceea ce asta vrea să și însemne în general ideea de alchimie, o alchimie a trăirilor interioare, acolo apare, să spunem așa, viața veșnică pe care tu poți să o dobândești. Este foarte multă filozofie pe partea aceasta legată de simboluri și ceea ce înseamnă. Următoarea arcană e numărul 7, care e reprezentată de caleașcă. Și aici înseamnă omul trebuie să-și stăpânească trupul. Aici este un personaj care stă pe doi cai, care reprezintă instinctele noastre, să zicem, care trebuiesc ținute în frâu. Culmea că nu le ține în frâu cu hamuri sau cu hățuri, dacă ne uităm mai atent la această arcană, ci el ține în frâu proprii lui cai cu mintea lui. El nu are nevoie de hamuri ca să țină în frâu. Și ăsta este un mesaj, dacă vrei, sau o figură aici reprezentată, prin care noi putem să înțelegem că după ce am făcut o alegere, va trebui să fim stăpâni pe noi, să ne canalizăm bine, pentru că dacă nu trag cei doi cai bine trăsura, ea poate să tragă un cal în stânga, unul în dreapta și trăsura se rupe. Chiar și într-o relație, e bine ca amândoi să tragă la aceeași căruță, cum se spune, nu unul în stânga și unul în dreapta. Și atunci această arcană, după acea luată decizie, spune du-te mai departe și conduți propria ta caleașcă în viață, adică propriul tău trup, cu foarte multă înțelepciune. Următoarea arcană este numărul 9, numit Ermitul, în care în viață, la un moment dat, dacă n-am respectat bine legea, ajungem în izolare, da? Că asta înseamnă și arcana izolatului, sau cel care se izolează, care se simte îmbătrânit, care s-a retras undeva, sau al înțelepciunii. Dacă am respectat bine celelalte treceri, cumva prin viață, am ajuns în stadiul de om înțelept, fiindcă această arcană are pe frunte trei riduri paralele, care în fizionomie înseamnă omul care a înțeles ceva. Și ajungem așa bătrân înțelept, cu o lampă, adică mintea sau conștiința noastră este luminată. Arcana numărul 10 este numită Roata Norocului. Da? Aici, înainte să trecem pe următoarea poartă, ne întâlnim cu destinul, să zicem așa, sau să-l numim altfel, omul care a înțeles în viață, după ce a primit cunoașterea, cum anume vine însăși soarta sau destinul, pentru că sunt două concepte diferite, să-i arate până la urmă cum anume trebuie el să treacă mai departe dacă vrea prin viață. Deseori oamenii se trezesc într-o cotitură, pe lângă arcana numărul 6, aia de alegerilor, cumva că viața le-a luat totul sau s-a stricat toată afacerea sau s-a stricat toată căsnicia, așa cumva din nevăzut a venit. E posibil să fi trecut prin toate aceste stadii, prin bune sau prin rele, nu contează cum au excelat, dar oricum a venit momentul arcanei numărul 10 și oamenii cred foarte mult în ideea de noroc. Dar aici norocul nu ține atât de mult de șansă, ci ține de felul cum ai trăit viața până în clipa când a venit și ți-a schimbat ceva. Fiindcă trebuie să plătești, să spune, un tribut pentru ceea ce tu ai făcut, bun sau rău, chiar în această viață. Și vine această roată, ca și, de exemplu, când te duci într-un parc de distracții și vezi că unul e sus și unul e jos. Când ai fost sus, la un moment dat o să fii jos. Și când ai fost jos, la un moment dat o să fii și sus. O să numești ghinion când e jos, ăla să numească noroc, și cel care vine de sus și ajunge jos o să numească ghinion și ăsta de sus ce noroc am avut. Dar e viața însăși care are invizibil o mână, pentru că nu există nicio mână care învârte această manetă, iar personajele de aici, animale, suntem de fapt noi oamenii ca niște animale care ne chinuim așa animalic să urcăm la un anumit nivel, ajungem acolo și oricum ajungem să cădem, pentru că vine cineva din urmă care vrea să ne ia locul sau tronul sau coroana. Aici este reprezentat acest personaj ca un sfinx cu mai multe elemente din simbolistică. Acum, următoarea poartă, după ce ai înțeles că viața nu-ți vrea nici binele, nici rău, ci își cere tributul, că îți dă, eu știu, un tichet pentru felicitări sau îți ia ceva prețios, următoarea poartă prin care trece omul se numește puterea și este reprezentată de o femeie, n-are nimic în spate, niciun, ca și celelalte cărți, nimic, nici natură, nici alte desene în spatele ei, unde ține un leu sau nu știm dacă îl ține, poate chiar să joacă. Se numește poarta către societate și conviețuire, această poartă. Este o poartă foarte grea, pentru că oamenii se nasc în general doar o dată în viață. S-a născut, a ieșit din mama, a ieșit în viață, s-a născut. Dar a doua oară când se naște, va trebui să o facă ca să se nască și în societate, adică să devină un om matur. Matur devii în momentul când ai înțeles viața, adică prin arcana roata norocului, și atunci tu dobândești o mare putere și privești către viitor. Aici pălăria, seamănă cu a magicianului, are niște sol sau niște aripi care poate să reprezinte libertatea de a gândi, puterea
o are, să zicem așa, sub veșminte sau iese de acolo acest leu și nu știm dacă se joacă sau îl stăpânește. Depinde de omul care privește această arcană, fiindcă dacă se uită o femeie și vede că are impresia că o mușcă, înseamnă că ea nu își stăpânește propriile puteri, este încă agresivă sau poate a fost cineva agresiv cu ea, fiindcă această arcană are niște, o rochiță, doamna aici, strânsă pe piept.